Gata, ne revenim. Haide! Cum vorbesc polițiștii prin stație? Cum se vorbească? Gicule, dacă se poate, Marin, pe... Haide, dacă se poate, colegul. Îmi fuțin cu stația, dacă... Colegul, dacă vrea... Colegul, dacă l-a lăsat... Are colegul, dacă l-a lăsat... Colegul... Manganau... Hai cu povestea. Ce credeți? La ultimul protest care am fost. Yeah. Ia uităm. Ăștia toți ai mei. Băi, John, hai să mergem la protest. Mergem să schimbăm țara. Bine, mă, hai să mergem. Yeah. Acum ne dă jos de mașini. Ajungem acolo, în Piața Victoriei. La Piața Victoriei, o grămadă lume cu aia, vreo 50.000 de oameni. Ai mai zis-o. Uite-te la, uitați-vă la ăștia, John, că nici n-am apucat să-mi spun ideea și spun, ai mai zis-o. Băi, credeți-mă că n-am mai zis-o, credeți-mă. Acum ce credeți, mă? Intru acolo, le-am zis la ăștia, bă, frate, hai să mergem în față rău de tot, la porți, la Palatul Victoriei, acolo, că acolo e cel mai tare. Bun, ajungem, trecem de peste, de lumea aia multă rău de tot, ajungem în față la Palatul Victoriei, acolo, la porți. La porți, acolo, ce credeți, mă? Mult, mult, dar numai din ăștia ești nebun la cabă răi. Începe și face de porțile alea, așa. Unul din spate, stai că fac și eu! Bă, trăgea de porțile alea. Și erau jandarmii unul lângă altul, cu aia, uite, așa era. Deci n-avea loc atâta. Erau jandarmii, uite atâta. Ai zis-o, bă, nu am zis-o pe asta cu poarta, Lăsați-mă să vorbesc că n-am zis-o. Băi, cât de cretin sunteți, băi, cât de cretin sunteți. Așa, bun, continuăm. Și acum la poarta acolo. Așa, online offline. N-are nicio treabă aia cu gazul. Bă, n-am fost decât la un protest. Băi, v-am spus, ce care e diferența între mine și voi? Și nu vreau să vă jignesc sau ceva. Mă refer la copiii ăștia care stau numai în casă și s-au jucat pe PlayStation și asta, nu știu ce. Eu n-am fost numai la un protest. Cred că am fost la 100, dar din alea nu pot să vă povestesc decât câteva chestii. Că restul sunt golănii și nu pot să le povestesc, că nu e ok, că se uită mulți copii la mine. Dar dacă e o fază asemănătoare cu alta, are un alt final, la modul ăsta. Uite, Andrei, ai zis-o. Uite, dăm așa blocare. Blocare. Dacă ai spus-o, poate nu erau mulți online și nu, mă, n-am spus-o. Acum, ce credeți, mă, viețile mele? Eram acolo și a venit unul de la Gogule, avea decât un dinte atal avea. Băi, atât avea un dinte în gură, de la de iepure, știi? Bine, nu contează chestia asta, dar la nervos, dă-te că dă-i un gard, dă-te rău tot telefon la jandarmi. Și zic ăsta, bă, stai mă, nu, că zic, bă, stai mă, o dracu, că ne bați jandarmi. Eu le arăt acum, nu, tu te-ai vină cu mine cu gardul. Bă, și era alt dracu, era, avea vreo 2 metri. Bă, când a pus-o la mâinile pe gard și a început, putu-te în gură de tandar, să te fut în gură. Asta e nu știu ce. Și eram cu ăla acolo, bă, online offline. Bă, și se dau jandarmii la o parte de la porți. Bă, și vine cu o cameră de la ea, uite așa, un jandarm de la ăla să-l filmeze, știi? Ca să aibă dovezi cu noi. Și pune așa și era la cu dintele. Eu cred că te mă duc în altă parte, că nu mai stau aici la protect, hai de te plecăm de aici. Eu eram, da, unde era covrigăria pe aici, unde mănânci, da, hai că noi plecăm, dacă hai să... Băi, era la modul ăsta, când a pus camera, erau toți, numai striga, muie, Dragnea, sau da, erau toți. În pădurea cu alune avea casă 3 pitici. Vine pupăza și spune, ne bate jandarmul până pic. Po, ne bate, da. Deci am plecat de acolo,